Misiune îndeplinită astăzi, dar ceva mai greu decât ne așteptam. Te salut, Alex, da. Mă gândeam că ne așteaptă un meci greu, pentru că tot timpul în momentul în care joci cu o echipă de tineri, poate nu tratezi meciul cu aceeași seriozitate. Vreau să-i felicit și pe cei de la FCU pentru tinerii care au acolo și pentru felul cum lucrează cu ei. Ne-a fost mai greu decât ne așteptam, mai dreptate, dar până la urmă cred că importante sunt punctele. Am jucat și cu urechea la celelalte meciuri, pentru că trebuie să fim realiști, ne interesau și rezultatele celelalte. Cert este că legăm al șaselea meci fără înfrângere. Terminăm la 4 puncte de locul 3 și 4, ceea ce pentru noi cred că este foarte bine. Dar până la urmă, adevăratul campionat de acum înainte începe. Rămânând la acest joc, un gol pe repriză și câteva ocazii uriașe. Da, asta este caracteristica noastră, să ratăm destul de mult. Am făcut o primă repriză modestă, dar cred că repriza a doua am jucat ce știm, am controlat-o, puteam să mai marcăm, până la urmă importante sunt punctele astăzi. Așa cum spuneai mai devreme, erai cu urechea în altă parte, cum crezi că va fi play-off-ul, ținând cont de adversar, dar și de faptul că reveniți la Filiaș? Da, de luni ne întoarcem acasă, la Filiaș. Cred că este un play-off foarte echilibrat. Cred că valorile sunt sensibil egale. Cred că oricare dintre echipe poate să bată pe oricine. Sperăm să începem cu dreptul, începem acasă și de acolo să fie, eu știu, un parcurs constant bun pentru noi. Mulțumesc! Ianis, felicitări! Iată o victorie la pas, am putea spune, și obiectiv îndeplinit. Salut, Alex! Da, o victorie muncită, meci greu, cum ne-am așteptat. Toată lumea zicea că este un meci ușor, dar fiecare meci e greu și eu zic că am arătat bine în această zi. Cam zgârciți cu golurile de data aceasta. Da, colegii mei s-au jucat cu ocaziile, dar am reușit să marcăm și eu zic că am făcut pe parcurs așa un meci foarte bun. Au fost și ceva nervi așa între voi, mai mult, nu cu adversari. Da. Nu v-a ieșit jocul la început și v-ați supărat sau? Da, sunt, vă dați seama, că în joc sunt foarte multe conjuncturi, se ceartă, se împacă, dar eu zic că pe joc, eu zic că am reușit să facem tot ce ne-a învățat mister înainte și eu sper să facem un meci mult mai bun la următor. Alex, misiune îndeplinită. În ceea ce te privește, meciul și golul, acum a fost și victorie la pas, cum? Salut! Nu a fost chiar la pas, a fost destul de greu. Pentru că am avut doar 1-0 la pauză, ne așteptam să fie mult mai ușor, am fost puțin relaxați, dar până la urmă cel mai important sunt cele 3 puncte. Ne-am îndeplinit obiectivul, acum sper să facem o treabă cât mai frumoasă în play-off. Dar ce s-a întâmplat? Astăzi că am zgârcit cu golurile așa, v-a și certat un pic împreună între voi. Așa se întâmplă, când intervine nereușit, așa se întâmplă, ne mai certăm. Dar suntem o familie și nu ne supărăm unii pe ceilalți, trebuie să dăm înainte, să ne implementăm jocul pe care domnul profesor ni l-a impus și să dăm gol până la sfârșitul meciului. Trebuie să dăm un gol mai mult decât adversarul. Urmează un play-off, cu siguranță va fi disputat, cum îl vezi tu. Da, da seama că o să fie destul de greu, joci cu cele mai bune 3 echipe din campionat. Sper să fim în formă, sper să ca antrenorii să ne aducă la o formă cât mai bună, să fim cât mai proaspeți, pentru că au trecut doar 2-3 etape după pauza de iarnă și să mergem la baraj. La play-off reveniți și la Filiaș, cum crezi că va fi cu public, în spate va fi altceva, presupun? Cu siguranță o să ne ajute foarte mult publicul, o să revenim pe iarnă. Nu zic că nu ne-a plăcut pe sintetic, au făcut meciuri foarte bune, ne-am și antrenat foarte bine în perioada de iarnă, dar cu siguranță o să fie altceva la Filiaș. Cum ai spus și tu, publicul o să ne ajute foarte mult. Acum sper ca rezultatele să fie mereu de partea noastră. Mersi. Plăcere. Cosmin, victorie destul de scurtă, ca să zicem așa, ne așteptam la un scor mai mare. Da, te salut, Alex, așa este, o victorie scurtă, dar meritată pe deplin, zic eu. Am început meciul puțin mai slab, dar pe parcurs am dominat și
am câștigat categoria. Ceva nervi. Într-adevăr, când nu prea merge jocul ne mai enervăm, dar mă gândesc că am crezut că este mai ușor meciul, știm că sunt mulți copii și de asta și ușoară relaxare, dar e bine că ai ieșit cu bine. Primul obiectiv a fost îndeplinit, urmează un play-off, o revenire la Filiaș, cum vezi toate acestea? Da, într-adevăr, o să avem o revenire frumoasă, zic eu, la Filiaș, una bine meritată, după atâta timp vrem să jucăm meciurile acasă, să avem suporterii aproape și să facem meciuri cât mai bune. Mersi.